Liderul Sindicatului Agenților de Poliție Neamț Ioan Cănărău protestează împotriva comunicatelor lacrimogene emise de conducerea Inspectoratului General de Poliție și a Inspectoratului de Poliție Maramureș legat de înjunghierea în sediul Poliției Vișeul de Sus a șefului de post de către doi criminali. Acesta susține că recent la Boghicea un polițist trimis să stingă un conflict familial a fost atacat cu un topor de către un bolnav cu grave afecțiuni psihice. Suntem foarte revoltați de ce s-a întâmplat la EPJ Maramureș. Și noi îi scoatem vinovați pe șefii polițiștilor, polițistului care l-a planificat în serviciu singur. Chiar și conducerea Inspectoratului General al Poliției Române și chiar conducerea EPJ Maramureș și-au exprimat regretul pentru moartea agentului de poliție înjunghiat prin comunicate lacrimogene cu vorbe frumoase. Zicem noi plagiate de pe undeva, pentru că dacă ar fi gândite de ei, ne-am imaginat că în Poliția Română este un adevărat rai, unde programul de lucru e respectat cu sfințenie și polițiștii fac ore suplimentare doar din plăcere. Poate voi fi mai dur un pic în exprimare, dar noi considerăm că ucigașii de polițiști nu sunt numai răfăcătorii din stradă. Chiar șefilor care îi planifică, îi șantajează și obligă să meargă singur la intervenție, să știți că sunt adevărați criminale. În opinia noastră, îmi cer scuze pentru vorbele grele, dar asta simțim noi. Să știți că unii șefi... Da. Ați trimis acest protest la minister? Am trimis comunicate și la Inspectoratul General al Poliției Române și la Minister personal, doamnei ministru. Eu zic că nici noi polițiștii nu suntem uniți și în această cauză se ajunge, din păcate, la avansări post-mortem, la familii distruse, copii orfani, lasă polițiștii în urmă văduve și așa mai departe. Și când eram lider la celălalt sindicat, chiar și acum la Sindicatul Agenților de Poliție Neamț, am sesizat și am făcut numeroase reclamații și am spus că polițiștii sunt planificați la acea permanență ilegală. Pentru că șefii lor consideră că un polițist este obligat să meargă singur la o intervenție, lucru total neadevărat. Polițiștii trebuie să meargă cel puțin doi la un eveniment, indiferent dacă este de amploare sau nu, dacă este mai periculos sau nu. Au fost atâtea cazuri în țară, chiar și la IPJ Neamț, aș putea da un exemplu la postul de poliție Boghicea, unde un polițist a fost trimis singur la o intervenție și a fost ultrajat de către un bolnav psihic care a sărit cu toporul la bătaie. Practic a vrut să-l omoare pe polițist. Nu știu ce să mai zicem. Unii șefi din Poliția Română, să știți că sunt inconștienți și nu le pasă de viețile polițiștilor și chiar îi trimit la moarte sigură. Nu este prima dată când am zis aceste lucruri. Din păcate, șefii noștri, conducerea Inspectoratului General al Poliției, foștii miniștri ai afacerilor interne, nu ne-au ascultat și nu au dat doi bani pe viețile. Reamintim faptul că în ziua de 5 ianuarie șeful postului de poliție Vișeul de Sus, sub inspectorul Gheorghe Nistor, a fost ucis în sediul poliției de către doi criminali periculoși pe care îi cercetase. Liderii sindicatelor din poliție susțin că Ministerul de Interne trebuie să țină seama de atenționările repetate ale sindicatelor polițiștilor referitoare la trimiterea în misiune a agenților de poliție, care este obligatoriu să meargă la intervenții în patrule de cel puțin doi agenți pentru a putea face față oricăror situații.